Bun găsit! Invitatul meu din această seară este unul din cei mai buni reporteri din România, considerat de brazlă cel mai bun autor de reportaj literar. A debutat în 1990, iar în 2014 s-a retras din presă devenind scriitor profesionist. Este primul ziarist român post-decembrist condamnat pentru delict de presă în 1992. De 10 ani publică proză, reportaj, memorialistică, scrie scenarii de film, produce filme documentare și audiobook-uri. De Ziua Mondială a Libertății Presei, Viorel Ilișoi vine în fața cititorilor săi la Dincolo de Alb și Negru. Bună seara, Viorel! Bună seara! Mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Spuneai la un moment dat, ochiul meu e făcut să vadă frumosul din oameni. Aceasta era pledoaria ta la un interviu pentru meseria de reporter. Afirmația pare a fi cumva romantică, din altă epocă. Într-un timp în care jurnalismul pare a fi o redută, în care se dă o luptă încrâncenată, de o parte sunt jurnaliștii bine intenționați, de cealaltă parte sunt jurnaliștii mercenari sau cei care vor să atace democrația. Spuneai, noi nu suntem soldați, noi scriem cu sufletul, noi reporterii. Pare a fi cumva o definiție a jurnalistului dintr-o cu totul altă epocă. Așa să fie? Ce am vrut eu să spun acolo a fost o dorință de umanizare a presii. Să vedem cu ochii noștri, să scriem cu sufletul, să te implici emoțional în ceea ce scrii. Asta am vrut să zic, nu în sensul de romantism, ci în sensul de umanizare a meseriei, care uite că acum tinde să se dezumanizeze la propriu, că e preluată de tehnologie, de inteligență artificială. Dar ar fi bine dacă ar fi preluată de inteligență artificială, că deocamdată e făcută de lipsa de inteligență umană, știi? Pe un fond de prostie, de lipsă de profesionalism, de mercenariat, cum zici, de interese, o mulțime de lucruri din afara presiei care au deteriorat meseria asta. Pledoaria mea era pentru o meserie, pentru un jurnalism luminat de umanitate. Asta am vrut să zic. Care ar fi astăzi valorile pentru care pledează jurnaliștii bine intenționați? Sunt cele de la începutul presei. În fundamentul ei, presa nu s-a schimbat de la începuturi până astăzi. Cred că trebuie o reîntoarcere la principiile morale, în primul rând, ale presei. Presa a pierdut, presa românească mă refer, a pierdut foarte mult. Cel mai important lucru pe care l-a pierdut e credibilitatea. Și credibilitatea a pierdut-o din două motive mari și câteva mai mici pe care le ignor, le spun pe alea mari. Una, din lipsa de umanitate cu care a fost făcută. Deci veneam fără moralitate, nu mă interesa să-mi iasă banul. Și atunci puteam să inventez orice minciuni despre cineva, să inventez articole, să duc campanii nedrepte, să șantajez. Au fost atâtea cazuri. Avem cazuri de șef de gazetă și șef de televiziuni arestați pentru sau condamnați pentru șantaj. Nu? Ăsta ar fi un motiv și de pierdere a credibilității. Și al doilea ar fi interesele sau felul cum a fost capturată presa de interesele economice și politice. Până acum câțiva ani, dacă mai era câte o gazetă despre care puteai să spui cu mâna pe inimă, sau, mă rog, cât de cât aproape de inimă că e independentă... Dar acum, nu pe portofel. Acum nu prea mai poți să mai spui lucrul ăsta. Cel puțin în presa din provincie, din câte știu, aproape toată e capturată de mici interese locale, de baronaș, baronei, baroneți, sau cum vrem noi să le mai spunem. Dacă ți-amintești, acum să fim așa un fel de tombatere, care, zicem, ce frumos era pe vremuri. Nu, dar pe vremuri era o presă foarte puternică la Iași, o presă locală și regională, o presă foarte puternică la Cluj, la Timișoara, care dădeau lovituri de presă, cum zicem noi, de nivel național. Deci, Monitorul, dacă ne aducem, scriai un articol la Iași și trăsnea la Timișoara sau la Guvern, la București. Acum sunt mici explozii de astea de bășici înțepate cu acu, pe aici și pe acolo, ciuperci de alea care, când le calci, scot un fâsâit și atât. Nici măcar presa centrală nu mai reușește acele mari lovituri.
Ăsta e alt motiv din care a căzut presa, pentru că nu mai dă rezultate. Sau cum zice acum, cum se zice acum și urăsc lucrul ăsta, nu livrează. Înainte când scrie, cădea guvernul. Nu? Se întâmpla lucrul ăsta. Scria presa ceva, acum nu te mai ia nimeni în seamă. Poți să scrii că ăla e leneș, că ăla e hoț, că ăla a furat, că ăla și-a adus amantele. Ok, scriem și trece ca vântul prin sălci, ca să citez un titlu clasic. Și nu se întâmplă nimic. Și asta i-a demobilizat și pe ziariști. I-a făcut pe mulți să plece din presă, nu din motive de bani. Că acum poate salariile, nu mai știu acum cum sunt, dar eu am lucrat pe bani foarte puțini, care abia mi-ajungeau să mănânc, erau la limita subzistenței, dar aveam pasiune. Și făceam lucrul ăsta din pasiune și vedeai că scrii și că se întâmplă ceva. Și îți venea valul ăsta, te primenea cu încredere. Acum nu se mai întâmplă și multă lume, mulți ziariști, mulți meseriași extraordinari au plecat din breaslă și din motivul ăsta. Că scrii pe apă, cum ziceau latinii, scriu și nici nu se mai vede imediat ce-ai scris, fără efect. Dacă astăzi ar fi întrebați studenții la jurnalism, ce ar vrea să facă după terminarea facultății, mulți se văd prezentând știrile, se văd pe sticlă. Tu spuneai că ai devenit cu adevărat ziarist la 30 de ani și în interviuri ești destul de mândru că ai avut o viață și înainte de viața de jurnalist. Unde ai lucrat înainte de 1990? Nu prea am lucrat. Am fost un pic în învățământ, am mai plecat eu, am mai fost dat afară. După aia am avut munci de astea de subzistență, am încărcat vagoane pe la Siloz prin Botoșani, am dat cu sapa, am făcut tot ce trebuie, tot ce se putea face. Să supraviețuiesc. Mai și mult, crezi că te-a ajutat? Mai mult n-am muncit, că nu mă atrăgea munca asta fizică. Mă căutau ăștia, era obligatoriu pe vremea lui Ceaușescu să muncești. Și dacă nu munceai, te tundeau și te trimiteau să muncești în mină. M-aș fi dus să muncesc în mină, dar nu ca miner, că nu am înzestrări naturale pentru asta. Să fi scris despre mineri, dar ei aveau condeii angajate deja, care scriau pe linia partidului, n-aveau nevoie de penița mea tânără și entuziastă. Și în 1990, în Botoșani, Viorel Ilișoi se hotărăște să meargă la o gazetă, la Atitudinea. Nici nu m-am hotărât, pur unde? Și simplu s-a întâmplat. S-a întâmplat. Am alunecat pe o banană, cum am scris în cartea mea de amintiri. Pe o banană, pe banana destinului, așa, care m-a dus într-o redacție. Nu a fost ceva planificat. Cine se gândea în 89 că vei ajunge să vor, peste câteva luni să scrii liber? Ce crezi tu? Fără să, dar în primul rând că nu aveai unde scrie. Atunci era la Botoșani, era un singur săptămânal cu un nume oribil, Clopotul, care după aia s-a numit Clopotul Poporului și mai oribil, din rău în mai rău. Unde să scrii? După 90 a apărut presa liberă. A fost o explozie de ziare. Partea bună a fost că scriitorii sau cei cu talent literar sau cu cu aplicare spre scris, a fost primul contingent care a intrat în presă. Cine trebuia să scrie atunci, nu? Mari ziariști de atunci nu lucraseră în presă. La Iași, în 1991, la Timpul, eram coleg de redacție cu George Pruteanu, cu Nichita Danilov, cu Luca Pițu, cel mai mare eseist român, cu cel mai mare povestitor român, cu Radu Părpăuță, cu Titus Ceaia, cu Liviu Antonesi, toată scriitorimea ieșeană era într-o redacție. Avea altă statură intelectuală o publicație pe atunci. Încet, încet s-a degradat până a ajuns astăzi de necitit. A urmat apoi Cătălin Mihuleac, Dan Lungu. Am fost coleg și cu Cătălin Mihuleac la Timpul. Da, dacă aș sta acum să enumăr, sunt și mai mulți. Am zis așa, primele nume care îmi vin în minte. Să mai rămânem un pic la Botoșani, în acele vremuri excepționale. Ai povestit cu mult entuziasm și, bineînțeles, cu talent, cum ai fost primul jurnalist care a luat șpagă cu basculanta. Da. Cum s-a întâmplat asta? E tot în volumul strălucitor. Volumul a fost premiat la secția de memorii, la secțiunea de memorii, dar nu e de memorii, sunt povestiri. Memoriile înseamnă altceva. E un fel de istoria presei. Un fel de istoria presei. Sunt povestiri. Eu le-am scris ca povestiri, gen literar, nu sunt memorii. În fine.
În 90 presa nouă a preluat obiceiurile vechi. Și se știa, ziariștii comuniști se duceau la țară și trebuiau să se întoarcă la redacție cu portbagajul plin. Și era o unitate de măsură, un portbagaj de dace. Și primarul, cel despre care scrie acolo, știa cât trebuie să pună, un purcel, cât să umple exact spațiul ăla. Și noi ne avem cu ce merge, nu aveam o mașină. Am împrumutat de la autobază, de la Botoșani, ne-a rugat frumos de un nene de acolo, semi-analfabet, care a ajuns după aceea președinte al Consiliului Județean Botoșani, domnul Constantin Conțac, era un șofer, dar a ajuns președintele Consiliului, a făcut și vreo 3 facultăți fulgerător, așa. Dar era băiat bun. Dă-ne și nouă o mașină și ne-a dat o basculantă, că altceva n-avea la îndemână. Și ne-am dus cu basculanta la documentare într-o comună și primarul, când ne-a văzut, a crezut că am venit cu mașina aia să luăm șpagă de lume. Nu mai veniți cu forbagajul, veniți cu basculanta. Povestite așa, nu știu, eu recomand povestirea cum a fost ea concepută ca text literar. Are alt haz decât cum o scurtez eu. Asta și facem. Îi îndemnăm pe telespectatori să și citească cărțile tale. Da, e un obicei... E un obicei. Vetustă. La televiziunea publică încă se mai practică. Partea cealaltă, versantul mai puțin amuzant al experienței tale botoșeneane, este faptul că în 1992 ai fost condamnat pentru delict de presă, primul jurnalist român de după 1990 pentru delict de presă. Ce s-a întâmplat? Cred că și după 1960, nu mai știu, că pe timpul lui Ceaușescu nu se dădeau condamnări de astea, pentru că un asemenea articol n-a apucat să ajungă în presă, că era cenzurat. Am scris un pamflet, am fost judecat și am fost condamnat pentru acel pamflet. Nu pentru viol sau sex cu minore, cum e acum procesul ăsta în vogă, acum cu alt fost jurnalist celebru de la o televiziune frumoasă ca o oglindă. Nu pentru șantaj, nu pentru că am furat ceva. De Diaconescu vorbesc, ce să ne ascundem. Saddam Hussein se ascunde la Botoșani. Da, asta era titlul articolului. Da, Saddam era șeful meu. Și ce s-a întâmplat? A fost un proces? A fost un proces desfășurat în urma mea. Eu m-am mutat la Iași, procesul s-a desfășurat la Botoșani și i-au zis că l-am calomniat pe om și m-am închis 3 luni de zile. Dar am făcut numai 19 zile de pușcărie. Și cine a intervenit până la urmă ca ambasada să nu faci cele 3 luni? E o poveste lungă, am scris un roman. După 19 zile am fost dat afară. S-a constatat că procesul n-a fost corect, n-a fost chemat, nu mi s-a adus la cunoștință, n-am putut să mă apăr și așa mai departe. Deci erau multe. Era fost o lucrătură securistică acolo. A contat și poziția lui Liviu Antonesi. Liviu Antonesi a fost primul și mai rău, a fost singurul, care aflând că sunt închis, eu deja eram în arest, luat pe nepregătite, nu știam că de ce sunt acolo, și el aflând a dat o corespondență la Vocea Americii sau la Europa Liberă, unde era el corespondent, nu mai știu exact. Și de acolo a pornit reacția, dar mai mult reacția internațională. România, nimic. Și ca să fie povestea completă, ai fost arestat de propriul tău cumătru. Da. Cum? Caragiale. El era șef de post acolo în satul unde stăteam eu. A primit o notă telefonică, prindeți și arestați infractorul care se ascunde la socrul său. Dar eu nu mă ascundeam. Aveam o meserie publică, scriam la ziar. M-a luat și m-a dus la arest. Și după cele 19 zile petrecute în pușcărie, ai persistat în dorința de a fi jurnalist? Am avut o perioadă, dar când zic perioadă, este impropriu zic. Am avut, cred că, doar o zi în care am stat și nu am ezitat, am cântărit. Dacă mai continui sau nu, pentru că am văzut, domnule, stai așa, că aici e o șerpărie presă. Uite, ești bine intenționat, scrii un pamflet încercând să sprijini interesul public, că eu acolo demascam niște mânării făcute sub ochii mei în pamfletul ăla. Faci un lucru de bună credință și după aia șarpele se întoarce și te mușcă. Ia să plec eu de aici. Și m-am gândit, nu e de bine să rămân aici. Și, dar asta a fost primul gând. Al doilea a fost să rămân. Am rămas. Oare să aibă de-a face cu talentul și cu vocația de mare, mare povestitor a jurnaliștilor moldoveni, faptul că sunt moldoveni, spunea Cezar Ivănescu într-un interviu pe care l-ai luat, să nu-ți facă impresia că ceva este întâmplător în univers, fiindcă nu întâmplător Labiș a fost moldav, Eminescu la fel, nu întâmplător și eu sunt moldav.
Crezi că are vreo legătură spațiul acesta nu cu... Nu întâmplător, Agârbiceanu, care e un povestitor extraordinar, era ardelean sau rebreanu. Sau, povestitori, grădați, sunt peste tot. Dacă noi nu l-am fi ridicat pe creangă, pe frontispiciu povestirii române, spunând că e cel mai mare povestitor român și i-am fi plasat pe toți în jurul lui, probabil că n-am mai fi spus asta, că doar moldovenii au un simț născut. Am fost în toată țara și printre olteni, aoleu, să stai cu o noapte la povești cu niște olteni nebunești. Nu cred că e ceva specific moldovenesc, talentul de a povesti. Și atunci, cum de-a dispărut reportajul literar în presa românească? A dispărut nu din lipsa talentelor, a dispărut din lipsă de bani, din lipsă de interes. Presa a fost acaparată nu numai de indivizi cu interese economice, a fost și de inși cu minte îngustă. Moguli? Moguli, șefuleți, redactori șefi, care nu mai aveau deschiderea scriitorilor din primul val de presă. Traian Tecoșovei, Dumnezeu să-l ierte, lucra la evenimentul zilei. Da, un exemplu, mi-a venit primul acum în minte. Da? Dacă lui îi spuneai de reportaj, avea o altă înțelegere. Când venea de la un șefuleț, ce trebuie mie reportaj? Înseamnă zile întregi să dispar din redacție, să nu te văd aici, să-mi dai mie știruțe, să cheltuiască redacția bani. Da? Și încet, încet a dispărut, pentru că n-au fost bani, n-au fost oameni care să-l valorizeze, să-i știe importanța, să le placă, să-l cultive și așa mai departe. Talente sunt, că au plecat de la ziare și s-au dus pe la fel de grupări de astea, cum am vorbit de Casa Jurnalistului, Editura Gri, la mine, unde public în cărți, reportaje, a fost de câte o revistă, fel de grupări de astea ONG-iste, mă rog, care în continuare practică reportaj de cea mai bună factură. Da, faptul că aceste instituții de presă dispar, cum e decât o revistă, nu ar putea însemna că publicul nu-și dorește astfel de produse? Mi-e greu să zic, pentru că asta ține și de felul cum gospodărești tu revista aia. Eu dacă văd că am scos o carte de reportaje și o tot vând din 2017 și am mai scos una acum și văd că merge, viziunea mea ar fi că reportajul se citește în continuare. Sau poate dacă publicul își dorește să găsească toate lucrurile astea pe internet gratis, decât o revistă, era o revistă excepțională. Se și cumpăra, făceai abonamentul și aveau abonament. Eu nu pot să mă pronunț că nu știu cum au manageriat-o, da? Cum au gospodărit-o, cum au gestionat-o. Nu pot să mă pronunț, dar în mod clar, plăcerea de a citi sau reportajul nu este un fruct perimat. Toată lumea, adică sunt destui care îl caută. Evident, nu e o știre despre, nu știu ce, vedetuță care să meargă la toată populația. E un produs fin pentru o categorie de oameni fini. Nu e pentru toți. Cariera ta a luat un nou avânt, o nouă turnură, odată cu venirea la București. Venisem de la Iași curat și cu minte ca o fecioară, abstinent de an bun de la toate cele stricătoare trupului, cum îi șa de bine unui tânăr care locuiește cu socrii și ortodox practicant. Miroseam amir. În infernul redacției m-am reapucat de fumat și de băut. M-am adâncit tot mai mult în depresie până în pragul sinuciderii. Chiar atât de rău a fost? Da. Prin 2006 am ajuns în faza asta. Seria de jurnalist, de ziarist, jurnalist, mă rog, pe vremea mea era gazetar, ziarist. Era foarte grea. Oamenii din afară și închipui că stai pe scaun, picior peste picior, cu țigara între degete, cum au văzut ei filmele cu Truman Capote sau cu reporterii aia romantici din filmele americane din anii 30, știi, care se îngrămădeau pe la tribunale, și după aia se duceau și băteau cu pixul în masă și scriau un... E departe de adevăr imaginea asta. Meseria de ziarist e grea. Începeam de dimineață, stăteam până noaptea la 12, la 2, până se termina de multe ori ziarul, umblam aiurea prin țară, mâncat, nemâncat, dormit, nedormit, depinde cum îți era norocul, bani nu prea erau suficienți. Nemai punând la socoteală că te încărcai, știi cum umblă albinuța așa din floare în floare și se încarcă de polen și vine și depune la stup? Tu, ca ziarist, veneai încărcat nu numai de polen, veneai și cu toată o travă din lumea prin care umblai. Gândește că trebuia să asiști la
atrocități de astea, accidente, explozii, resturi umane, lucruri pe care, orori pe care sufletul unui om normal nu are cum să nu le resimtă violent. Încet, încet lucrurile astea se adună. Dacă ești un pic mai slab de înger, cedezi. Eu nu am cedat pentru că eram slab de înger, ci pentru că lucram la un ziar unde nu eram plătit bine, pur și simplu nu aveam ce să mănânc. Și asta am vreo 6 ani. După vreo 6 ani de chin, cu un salariu, nu era minimul pe economia națională, era minimul pe economia universală, adică dacă se mai descoperă vreo civilizație extraterestră, nu cred că sunt salarii mai mici undeva în univers decât erau alea de acolo. Dar cum îți explici că jurnaliștii, cei care luptă pentru o societate în care valorile democrației liberale să triumfe, în care oamenii să aibă drepturile care le sunt înscrise în Constituție și în celelalte legi, sunt brazi la cea mai puțin sindicalizată, unde au fost plătiți timp de decenii la negru și au cele mai puține drepturi. Cum a fost posibil? A fost posibil pentru că de la început presa a fost acaparată. Da? Și dacă ții un ziarist cu un salariu mic, atunci el e mai ușor de modelat. Așa e o plastilină, îi spui fă aia, fă aia și săracul de nevoie, de foame, poate să facă fel de fel de compromisuri. În presă aveam imaginea în oglindă a întregii societăți românești. Aveai și ziariști cu salariu de subsistență, aveai și ziariști în aceeași redacție cu 10.000, 20.000 de euro sau dolari salariu. Deci eu aveam salariu de 80 de dolari și altul avea 10.000. Asta se întâmpla. Da, dacă nu prezentai interes pentru șef, să fii folosit ca unealtă, scrie în ăla, dă în ăla, rupă-l pe ăla. Știi? Și dacă nu erai un soldat de genul ăsta util, pe cine interesa un reportaj că ai scris tu despre un fluturi care nu știu ce a făcut? Spui în continuare, dar chiar și pentru acea depresie sunt recunoscători gazetăriei ca și pentru zilele de închisoare. Ce altă meserie îți poate oferi experiențe atât de puternice și de fertile? Până la urmă, care a fost beneficiul tău în această carieră de gazetar? Experiența de viață care m-a întărit și am reușit. Am avut după aceea încercări la fel de grele, dar veneam deja întărit, călit de acolo și le-am făcut față. După aceea a fost un beneficiu al scriitorului. Mi s-a făcut mâna. Acum 20-30 de ani nu scriam la fel. Citindu-mi articolele de la început, sunt pur și simplu jenante. M-aș strecura așa prin arhivă, să adun toate ziarele și să le dau foc. Să nu le mai vadă nimeni. Sunt pur și simplu niște texte rușinoase. Dar acest exercițiu de 30 de ani de scris, azi mai bine, mâine mai rău, mâine sau din ce în ce în ce mai bine, până ajungi să găsești, nu un stil, că asta se întâmplă rare ori în literatură, dar să-ți găsești o formă de a te exprima care ți-e mai aproape de suflet, care simți că te ajută să te exprimi. Asta a fost un beneficiu uriaș, că te formează. Pe alții deformează. Depinde cum te folosești de acea experiență. Daniel Bănulescu, scriitorul, care a fost și el ziarist la evenimentul zilei, a plecat de la redacție pentru că spunea că scrisul la gazetă îi strică mâna. Evident, dacă scrii toată ziua știri cu mașini care se tamponează sau cu ce prostie a mai făcut Ciolacul sau ce n-a mai făcut celălalt, se deformezi mâna. Dar eu am avut privilegiu că am scris tot timpul doar reportaj. Deci, cumva am stat așa pe o potecuță îngustă, pe unde reușeam să mă strecor, chiar dacă eram mai gras, între literatură și jurnalism. Și asta mi-a prins bine. Mi-a prins bine și că am cunoscut țara. N-aș fi putut pe banii mei să mă duc să mă plimb, să văd toată țara, să vorbesc cu o mulțime de oameni. Mie îmi place să mă întâlnesc cu oameni, să-i ascult, să încerc să povestesc la fel de bine, că am întâlnit povestitori grozavi care n-au scris niciodată o frază și sufeream că nu reușeam, eu scriind textul, să reproduc aceeași emoție pe care o simțeam când îmi povestea el, țăranul sau cine era, cu cine vorbeam eu. Și câte puțin am învățat de la fiecare. Ești unul din puținii care au intrat în haina subiectului despre care povesteai. Ai scris despre cercetori, ai fost cercetor, ai scris despre gunoier, ai fost gunoier, ai fost pacient, ai fost turist, zilier, controlor în biletul la control. De ce ai simțit nevoia să te implici până într-acolo? Pentru autenticitate.
E o lume pe lângă care noi trecem cu indiferență. Treci pe lângă un gunoier, poate nici cu indiferență îl și ocolești, că nu vrei să te apropii de el și nu te gândești. Tot ce e în spatele? Nici acolo o viață de om, un suflet, o poveste, ceva. Și dacă mă duceam să spun că sunt ziarist, atunci toți s-ar fi... Nu și-ar mai fi păstrat naturalețea. Dar așa dacă își spuneau că îți dai un cercetător de-al nostru, un gunoier, un zilier. Și atunci reușeai să ajungi mai ușor, mai direct la povestea lor adevărată. Simțeai mai bine subiectul, cum se zice la noi. Dar de ce această aplicare spre periferie, spre oamenii invizibili, să le spunem? Așa. Pentru că e mai autentică. Cu cât urci pe scara, în ierarhia socială, cu atât înveți fel de fel de trucuri, în sensul bun, adică niște mecanisme de adaptare la mediul în care ești. Un politician deja e uns cu toate ale fire, e greu să-l prinzi. El nu mai are, doar să fii foarte abil să-l prinzi într-un moment ăsta de nuditate, în sensul de autenticitate, care este uns cu toate ale fire. Pe când oamenii simpli nu au nicio intenție să pară altcineva decât sunt sau nu răspund la niște rigori. Vezi că trebuie să fie așa, trebuie să vorbești așa, aia se spune, aia nu se spune. Nu contează, ăla zice pe de-a dreptul ce are de zis. Mi-a fost mai apropiată lumea asta tocmai pentru că e mai originală, mai autentică, mai plină de palpit, de viață. În această tradiție a reportajului literar te revendici de la vreo figură marcantă a literaturii române? De la Triunghiu Isoscel. De la nicio figură. Nu mă revendic, știi de ce? Pentru că eu am citit, după ce am scris multă vreme reportaj literar, am citit reportaj literar. Joe Bogdan nu mi-a plăcut. Când l-am învățat în școală cu Dobrogea, când vedeam lecția aia, mă ascundeam pe sub bancă, pur și simplu nu m-a prins. Ăsta nu e o judecată de valoare, că e bună sau... A fost o incompatibilitate între mine și acel autor, pe care l-am descoperit târziu, la 30 de ani, când deja scriam reportaj. Pe Brunea Fox, pe care ți-am zis că îl recitesc acum, reportajul vechi de 100 de ani și zici că scrise ieri, sunt superbe, sunt texte literare grozave. Dar eram deja, cum să zic, format. Nu mă revendic de la nimic. Am învățat din mers, fără să am modele. Ce modele să ai în 90 în presă, când noi aveam în spate 50 de ani de presă comunistă? Nu aveai modele. Ai scris și subiecte, citez, nou umflate, ci inventate total. Le scriam din pix, ne trecea nouă păsărica prin cap și pac, o scriam și apărea la ziar. Am făcut mai mult decât să bombez, am inventat subiecte de la zero. Era o modă. Noi ne amintim de găina care a născut poi vii. Chiar a fost o modă? Cum te raportezi la perioada asta? Era o practică. Păi a fost unul dintre motivele depresiei, pentru că la început mi s-a părut amuzant. Eu am venit în presa cotidiană la 30 de ani după ce la Iași lucrasem la o revistă de cultură, care apărea o dată pe lună, era un ritm de ăsta oriental, stăteam mai mult prin bibliotecă și pe sub copaci pe acasă și citeam. Nu aveam trepidația presei cotidiene. Când am venit aici, era foarte simplu să stai în redacție și să inventezi o poveste, decât să investești în ea bani și timp zile întregi. Și primeam de la șeful, Dumnezeu să-l ierte, Gică Voicu, celebru în acea epocă, celebru pentru felul cum a reușit să se infiltreze la vizita lui François Mitterrand la Cotroceni. A luat un aparat de la, s-a dat electrician și s-a băgat printre ea și a reușit să scrie un reportaj. Și îmi dădea teme de asta, scrie o poveste. Erau povești, eu le scriam ca literatură. Dacă le vindeai ca literatură, nu era nicio problemă. Dacă le vindeai ca reportaj, era, e clar, o hoție. Dar erau lucruri care nu atingeau pe nimeni. Una e să spui despre o persoană concretă că a făcut ceva ce n-a făcut, că a furat o capră când el, de fapt, a înființat o fundație pentru ajutorarea copiilor, și alta e să inventezi un personaj care, să-l inventezi, era zic care nu există, dar el începe să existe din momentul în care l-ai inventat. Și scrie pur și simplu un text literar și îl publica în ziar. Se practica lucrul ăsta. Dumnezeu să ierte Simona Catrina, Alice Năstase, prietena mea, erau mai mulți la Național care asta făceam, dar era o practică preluată de la evenimentul zilei. Național fiind o aripă de la evenimentul zilei, plecată și au înființat acest ziar național.
Era o practică și nu numai la evenimentul zilei și nu numai la național. În 2014 ai terminat cu gazetăria. De ce? Nu am terminat, am ieșit din redacție, am fost dat afară de la ziar, pentru că s-a tot restrâns. Eu eram un elefant acolo care mânca mult. Era costisitor să ții atâția reporteri la Jurnalul Național pe vremea aceea. Eram vreo 20 și ceva de reporteri. Eram 11 la secția de reporteri speciali și mai era și o secție de reportaj, care făceau doar reportaj. Cred că nu sunt în toată țara acum cât eram atunci. Și încet, încet, când au început să strângă baierele la pungă, primii au plecat fotografic, era un lux pentru o gazetă să aibă atâția fotografi geniali cum avea jurnalul, cu Molovata, cu Iurașcu, cu care scoteau acele albume superbe an de an. Și eu am plecat totuși printre ultimii. M-au păstrat până aproape, când au simțit că se sufocă ziarul și nu mai poate cu mine acolo, au dat afară. Dar n-am plecat de tot din presă, până acum un an, doi, încă mai aveam rubrică. Am scris ba într-o parte, ba pe la Galat, ba pe la Cluj, pe la Viața Liberă, la Presoan. Am scris până de curând și aveam rubrică permanentă la Viața Românească din Canada, pe care o să o reiau. Deci de tot n-am ieșit din presă, doar că nu mai sunt angajatul unei redacții. În literatură, autorul este Dumnezeu, reporterul însă este Iisus. Asta e o formulare excepțională, dar cam tare totuși. Eu am explicat mai la vale, cred că e dintr-un interviu luat de Cătălin Hopulele de la Iași, un reporter foarte bun, de la Opinia Studențească pe atunci. Ce am vrut eu să spun este că scriitorul creează o lume de la zero, este un demiurg, el poate să ficționeze oricât, dar reporterul este Iisus, că se duce printre oameni. Iisus n-a făcut cu mâna de deasupra omenirii și a spus faceți asta, ci s-a dus printre ei. A mâncat cu ei, a dormit cu ei. Asta trebuie să facă reporterul. Aici am vrut să... Fiind astăzi un bătrân zețar, cum îți place să poate ar trebui să explicăm ce înseamnă zețar. Să spunem. Că nu știu dacă mai ales că a fost și o perioadă când prin 94, cred, la Botoșani, ai făcut toate muncile posibile într-un ziar. Da. În 90 nu exista în România tipografii ca azi. Toate erau cu plumb. Și se scriau literele de plumb, le culegeam cu mâna și le puneam în titlurile. Zețarul era acel tipograf care culegea de mână titlurile și care făcea macheta ziarului în plumb. Când corectai o literă, trebuia să scoți tot rândul și să rescrii, să torni în plumb un ziar cântărea 10 și 10 de kilograme. Și e greu de explicat, e o istorie foarte frumoasă. Într-un viitor necesar muzeu al presei, ar trebui să existe instrumentele astea care făceau farme cu tipografiilor de ziare din acea vreme. Deci zețarul este un muncitor, tipograf, care adună literele cu mâna. Eu îmi zic bătrân zețar pentru că tânăr nu mai sunt și zețar în sensul că mai simt încă farmecul și am melancolia și nostalgia acelor vremuri a lucrurilor făcute, adunate unul câte unul cu mâna. Pe ce pui mâna, dai și o parte și ceva din sufletul tău. Când creezi la mașină industrial așa, totul parcă se dezumanizează. Când ai rupt scriitura de sufletul omului, ce poate face și inteligența artificială. Acestui bătrân zețar urmează să-i pun întrebare inevitabilă de Ziua Mondială a Libertății Presei. Ce sfaturi i-ai da unui tânăr care vrea să facă această meserie? Primul sfat ar fi să nu o facă, să-și găsească altceva, pentru că e o meserie grea, în România e prost plătită. Eu mă refer la ziaristul ăla de teren când zic. Nu mă refer la cel care scrie știruțe furate de pe internet, nu mă refer la cei care emit continuu opinii. Aia nu sunt ziariști, sunt lideri de opinie sau purtători de opinie sau influenceri care apar tot timpul pe la televizor și lumea spune că ziariști. Nu, aia sunt analiști, să le zicem noi în orice fel vrem. Când zic ziarist, mă refer la infanteristul ăsta care se duce pe teren și ia la talpă țara și pune mâna pe realitate și o mută cu sufletul lui acolo în ziar. La ăștia mă refer. Ăștia sunt tot mai puțini în presa de azi, care vezi că se face de la birou, de la computer. Nu mai vezi realitatea, ci vezi răsfrângerea realității într-un monitor.
și tu furi știrea de la alții și se joacă un fel de telefonul fără fir. Știi, apare un articolaș într-o comună, nu știu unde, sau pune cineva pe Facebook o știre și trece de la unul la altul și ajunge o năstrușnicie undeva sus într-un ziar. De vremuri nu se făcea așa. Oare care este resortul din spatele fiecărui jurnalist? De ce face cineva această meserie? Poate că unii o fac din vanitate, din orgoliu. Poate vor să câștige bani, vor să fie figuri celebre, să aibă notorietate. Dacă vor să câștige bani... Tu ai spus bani... că respect meseria asta când am fost și eu respectat. Asta e o formulă admirabilă. Sunt plin de formule admirabile. De respect. Dar nu știu dacă în presa românească mai există respect. Nici pentru jurnaliști. E greu să te împui ca breaslă. Prima sarcină este să te împui individual. Deci să-ți câștigi tu respectul față de tine însuți, în primul rând, și după aceea respectul celorlalți. Și dacă fiecare ziarist la rândul lui face lucrul ăsta, atunci și breasla își recapătă respectul. Motivul pentru care cineva vrea să facă ziarist, sau motivele sunt o grămadă și sunt valabile la toate meseriile. Să știi că și există și un orgoliu și a căruțașului. Da? Când eram mic, eu visam să mă fac căruțaș și nu mi se părea nimic mai grozav pe lume decât să mă urc pe scândura căruții acolo, să iau hățurile și să conduc cai. Da? Și căruțașul, la nivelul lui, acolo îi se pare că fiecare meserie trebuie făcută cu pasiune. Deci asta trebuie în primul rând. Pasiune, talent, nu poți să-l pui pe Adi Minuni să joace basket. N-are înzestrările. Deci că trebuie să ai un talent pentru fiecare meserie. Unul bate un cui mai strâmb, altul bate mai drept. E valabil pentru orice meserie. Aș recomanda prietenilor și neprietenilor, mai mult neprietenilor, să facă jurnalism din motive de conștiință. Dacă ai rupt jurnalismul de conștiință, devine un mercenariat oribil. Trebuie să o faci pentru că mai mult decât o meserie, mai mult o formă de a câștiga un salariu sau de a câștiga niște bani, înseamnă o misiune aproape apostolică pe care ți-o iei. Domnule, eu am misiunea să informez corect, atât cât pot. Că uneori poți să vezi tu deformat, dar nu o faci cu rea intenții. Da? Mi s-a reproșat, dar am scris un reportaj de la un mare meeting PSD de la Iași. Și m-am urcat pe un bloc în Iași și aveam o viziune așa, în plan mare. Și după ce am scris reportajul, cât de bine m-am priceput, cineva a spus, dar despre aia n-ai scris. Nu, n-am văzut. Se petrecea în spatele meu sau după bloc. Deci ziaristul nu-i Dumnezeu. Iisus era printre oameni pe acolo și a văzut cât poate să vadă. Dar acea bucățică pe care o percepi direct și trebuie să o reproduci exact cum ai văzut-o, cu bună credință. Să recomandăm această carte excepțională, Viorel Ilișoi, Strălucitor, cu o povestire formidabilă din Basarabia, sunt era toate în căutarea lui Paul Goma. Da, acolo sunt toate povestiri din presă. Și cea mai recentă apariție la propria ta editură, Gri, Eroii mei. În fine, aș încheia, Viorel, cu un citat. Te adresai presei. Te-am iubit, nenorocito. Ai îmbătrânit, te-ai sluțit de să nu te mai recunosc. M-ai trișat ca pe ultimul naiv de pe planetă, ți-ai făcut mendele cu mine și m-ai abandonat. Nici să te mai ating nu mai pot acum, deși îmi ard inima și degetele de dorință. Cu patimă te-aș atinge, te-aș devora. Am vorbit ca unei amante, ca unei iubite. Și relația cu presa, ca și iubirea, e plină de năbădăi. Când se mai supără unul, când se supără celălalt, pleacă, se întoarce, azi e mai bine, mâine e mai rău, dar ce e important este că e acea relație de iubire, acea relație plină de pasiune. Mulțumesc, Viorel Ilișoi. Doamnelor, domnilor, rămâneți pe TVR-ul. Cu bine!